Bine ați venit la episodul 201 din Boruto, în care vorbim despre anime. Kurama încă mai este prezent, pentru că nu vorbim de manga. Capitolele din manga apar primele, abia apoi animatorii încep editarea video și crearea animației propriu-zise, deci deși în manga suntem la capitolul 58 și acolo este vorba despre otsutsukificare și alte lucruri pe care le puteți urmări în videoclipul ăsta, în anime suntem cu mult în urmă, abia la episodul în care Kurama apare în fața lui Kawaki și îi vorbește despre copilăria lui Naruto. Sper că v-am lămurit pe câțiva dintre voi pentru că am văzut în comentarii că unii dintre voi au fost super confuzi. Înainte de a începe, trebuie să mulțumim celor de la Eneba pentru că fac posibil review-ul animeului acesta, pentru că și astăzi ne-au fost alături. Au o colecție a jocurilor de vară, jocul Biomutant pe Steam, dar și pe Xbox, jocuri pentru petreceri, Overcooked, Among Us, Move or Die și așa mai departe. Încă mai este la ofertă și colecția Mass Effect și dacă jucați World of Warcraft, puteți cumpăra Game Time pe 2 luni la reducere. Eu am luat la reducere de 15%, la care am mai aplicat o reducere de 3%, folosind codul La Mișto, pe care îl puteți folosi și voi. Dacă nu aveți încă un cont pe Eneba, în cazul în care folosiți linkul din descriere, veți obține un euro cadou. Kawaki se sperie destul de zdravă când îl vede pe Kurama, care îi spune pe un ton destul de grav să ia loc și să nu plece de lângă Naruto fără permisiunea sa. Kawaki rămâne uimit de Kurama, neînțelegând cine este și de unde vine, iar Kurama îi spune că este un fel de yokai. Dragilor, acești yokai sunt de fapt o clasă de monștri și spirite supranaturale din folclorul japonez. Cuvântul yokai este compus din kanji pentru vrăjitor, calamitate și spectru, apariție, mister, suspect. Yokai nu sunt literalmente demoni în sensul occidental al cuvântului, ci acționează în schimb sub formă de spirite, ale căror comportamente pot varia de la răvoitor sau răutăcios până la prietenos, fortuit sau util oamenilor. Yokai posedă adesea trăsături de animale, cum ar fi kappa, descris ca fiind asemănător cu o broască țestoasă și tengu, în mod obișnuit reprezentat cu aripi, dar pot apărea ca și ființe umanoide, cum ar fi Kuchisake Onna. Unele yokai seamănă cu obiecte neînsuflețite, cum ar fi Tsukumogami, în timp ce altele nu au o formă distinctă. Yokai sunt de obicei descriși ca având abilități spirituale sau supranaturale, schimbarea formei fiind cea mai comună trăsătură asociată cu acestea. Yokai care schimbă forma sunt cunoscute sub numele de Bakemono sau Obake. Kurama îl calmează spunându-i că nu are nimic cu el și că vrea doar să-l ajute, mai ales pentru că este datoria lui să-l supravegheze când Naruto doarme, aceasta fiind de fapt și rugămintea celor 5 Kage către Kurama. Da, băieți, lucrurile s-au schimbat și acum cei 5 Kage pot avea rugăminți la Kurama. Multe s-au schimbat din 2002 de la lansarea seriei Naruto. Cei 5 Kage au căzut de acord pentru a-l păstra pe Kawaki în Konoha, neștiind toate implicările reale ce pot apărea din această cauză și au fost de acord ca Naruto și Kurama să-l vegheze permanent. Kawaki spune că el a citit niște informații despre Kurama din fișierele celor din Kara și că acum înțelege de ce Hokagele este atât de puternic, crezând că este doar datorită lui Kurama, în schimb, îi se răspunde că nu este de fapt chiar așa și că de când s-a născut, Naruto nu a dus chiar o viață ușoară, ba chiar seamănă foarte mult cu cea lui Kawaki. Și aici începe Kurama să ne arate asemănările dintre cei doi, povestind din trecutul singuratic al lui Naruto. Lumea era înspăimântată de Kurama și era cunoscut ca vulpea demon cu 9 cozi, a luat foarte multe vieți, inclusiv viețile părinților lui Naruto, fiind un monstru de neoprit. Imediat după ce Naruto a fost născut, a fost forțat să devină un recipient în care Kurama a urmat să fie sigilat. Aici accentuând cuvântul recipient, ce arată similaritatea dintre Kawaki și Naruto, pentru că și Kawaki urmează să fie un recipient pentru Ishiki. I-a omorât părinții și Naruto a trebuit să trăiască împreună cu Kurama imediat după nașterea sa. A primit o putere enormă pe care nu a cerut-o niciodată, la fel și Kawaki, ce înțelege comparația mult prea bine, uitându-se la mâna stângă ce conținea karma. Kawaki avea impresia că de fapt Kurama este arma lui Naruto, dar este departe de adevăr pentru că de fapt a fost un fel de lanț ce i-a constrâns viața lui Naruto. Kurama fiind furios pe părinții lui Naruto care l-au sigilat în corpul său, motiv pentru care a încercat de foarte multe ori să se răzbune, încercând să elibereze sigilul, provocându-l pe Naruto să devină furios și de necontrolat. Când Naruto era furios, câștiga un mare boost de putere, o mare creștere a puterii, doar că în schimb îi rănea pe cei de lângă el, persoanele la care ținea. De fiecare dată când rănea o persoană la care ținea, îl afecta foarte tare din punct de vedere emoțional, deci Kurama nu a fost niciodată o armă pentru Naruto, a fost mai mult un gimp
SCP, atât de dificilă a fost relația sa cu Naruto, cel puțin la început. Kurama îl calmează pe Kawaki, care, deși tremura în fața lui, asculta povestea și începea să înțeleagă cum Naruto a fost obligat să-i facă față lui Kurama imediat după ce s-a născut. Lui Kawaki nu-i vine să creadă că Naruto, copil fiind, a reușit să se împotrivească unei astfel de puteri, având impresia că oamenii din sat l-au ajutat cumva pentru a trece peste această problemă, dar bineînțeles că nu a fost așa, cu toții știm povestea, sătenii considerau că Naruto este responsabil pentru eliberarea vulpii și uciderea sătenilor și nu l-au băgat deloc în seamă. Kurama a continuat să-i povestească lui Kawaki despre copilăria dureroasă a lui Naruto și a punctat de fiecare dată când cei doi se asemănau foarte tare, îndrumându-l parcă spre drumul cel bun, spre o schimbare necesară. Deși tehnica iconică a lui Naruto este tehnica clonilor de umbră, în mod ironic, acelea nu îi înlăturau singurătatea, Kawaki fiind convins că învățarea acestui jutsu îl va ajuta și pe el în acel mod. Probabil e distractiv să vorbești cu tine însuți, dar Naruto a spus clar că nu este cazul, nu-ți rezolvă singurătatea. Spre final, Kurama îl întreabă pe Kawaki dacă are idee când Naruto este la putere maximă și tot el îi dă și răspunsul, atunci când își protejează prietenii. Kawaki, aducându-și aminte de momentele în care Naruto îi spunea că chakra există pentru a crea legături între oameni și cu cât sunt mai multe legături, cu atât mai puternic este acea persoană, nu neapărat ca și Shinobi. Kawaki rămâne absolut impresionat de povestea lui Naruto și își dorește să fie la fel de bun ca și el, întrebându-l pe Kurama dacă ar putea fi și el precum Naruto și bineînțeles Kurama îi răspunde că nimic nu este imposibil și totul depinde de Kawaki. Moment în care se observă o lacrimă și pe chipul lui Kawaki. Băiatul de fier, învățat cu bătaia și învățat să nu se plângă atunci când dă de greu, este de fapt un copil la urma urmei, un băiat sensibil ce își dorește o schimbare în viața sa, una de care să fie mândru și mulțumit. Și în timp ce se uită la karma sa, reculege momentele dure de antrenament pe care le-a avut cu Jigen, aducându-și aminte de ura pe care o poartă acelui om care l-a bătut non-stop și pentru care nu valora nimic. Naruto ajunge și el lângă Kawaki și începe antrenamentul de control al chakrei, pe care Kawaki îl trece cu brio, reușind să-și modeleze chakra în zona picioarelor, urcându-se în pom fără nicio problemă, un lucru pe care și Boruto l-a reușit la fel de ușor. Dar acesta este un antrenament, dacă vă aduceți voi aminte, la care Naruto s-a chinuit destul, nevenindu-i să creadă, dar fiind fericit pentru că cei doi copii sunt mult mai competenți decât era Naruto la vârsta lor. Văzând antrenamentul lui Kawaki, echipa 7 consideră că este momentul să se antreneze și mai bine pentru a-l ajuta pe Kawaki și a învinge organizația Kara, moment în care Kawaki le spune tuturor numele celui pe care îl urăște atât de tare. Jigen. Omul de care se teme, omul care l-a abuzat toată copilăria, cel de care ar trebui să se teamă toată lumea pentru că este într-atât de puternic și nemilos. Boruto face un gest memorabil în care se referă la Kawaki ca la un frate și l-asigură că îl va ajuta să-l învingă pe Jigen, promisiune pe care Kawaki se vede că o ia la inimă. Sarada între timp încearcă să creeze un Chidori și mai puternic, reușind pe alocuri, dar nefiind la fel de puternic ca și cel al lui Sasuke. Dar hei, e și normal, pentru că Sasuke a avut 10 de ani timp la dispoziție pentru perfecționare. Iar Sarada nu. Apropo de Sasuke, băieți, îl vedem pe Sasuke la finalul episodului că își folosește ninjutsul spațiu-temporal și ajunge într-o zonă ce aparține organizației Kara. Shikamaru și Sai fiind absolut convinși că și dacă ar fi o capcană, Sasuke ar scăpa fără probleme de acolo. Zona în care Sasuke aterizează este un fel de rampă de aterizare pe care vedem simbolul Rinneganului și 6 Tomoe, precum și niște hieroglife în spatele portalului despre care momentan nu cunoaștem nimic, dar asta nu înseamnă că Sasuke nu le poate descifra folosind Rinneganul. În următoarea scenă, Boruto vorbește din nou despre Tsukuyomi-ul infinit, dar are și o frază interesantă, spunând: ziua în care veți fi conduși de Otsutsuki va veni în cele din urmă. Mulțimea începând să aplaude pentru ceva ce nu înțeleg cât de grav va fi. Știți voi, e exact ca în politică. Acesta a fost rezumatul episodului, discuția dintre Kurama și Kawaki a fost super interesantă, pot spune că a produs o dorință de schimbare în Kawaki și o conștientizare și mai bună a faptului că viața lui s-a îmbunătățit și că ar fi momentul să nu-l mai lase pe Jigen să-i controleze viața. În episodul următor, poate vom înțelege în ce dimensiune s-a teleportat Sasuke și dacă a descifrat acele hieroglife, pentru că sunt convins că sunt importante. Cu voi a fost Mihai, mulțumesc pentru atenție, vreau să mulțumesc celor 7 membri ai canalului pentru susținere, ei sunt Joseph Isele, Shiton Boy, Atom, Mihai Grigoraș, Talia Voican și Prink PR. Mulțumesc foarte mult, dragilor, de acum înainte o să-i citesc de fiecare dată pe membrii la finalul episodului, pentru că este felul meu de a le mulțumi foarte mult pentru susținerea pe care mi-au acordat-o de acum 16 luni, văd că este cel mai vechiuț. Mulțumesc tuturor, ne auzim data viitoare, pa!